Așa cum era de așteptat, ideea propusă de Uniunea Europeană ca slujbele de Crăciun să fie susținute doar în mediul online a nemulțumit atât credincioșii cât și Patriarhia Română. Nu e corect. Ce a făcut, a făcut de Paște, a venit cu lumina acasă. Na, bun, am înțeles atunci în martie, dar acum n-a găsit alt mod de a boicota lumea decât prin biserică. Hai să fim serioși, că dacă eu sunt convinsă că, Doamne ferește, sunt mai sensibilă, mă îmbolnăvesc și mă duc acolo, băi, risc. Asta e, suport consecințele. Nu sunt de acord. Ai, cu Paștele a fost. Am fost la început și nici nu era pandemia, așa e adevărat. Dar acum măcar cât de cât să ne lase. Cu distanțare, cu mănuși, cu mască, dar măcar puțin acolo. Nu mi se pare ok să ni se dea astfel de indicații, dar fiecare face cum crede, cum îl taie cap. Cel puțin la fel de indignați sunt și preanalții bisericii ortodoxe după ce Comisia Europeană a recomandat tuturor statelor membre să înlocuiască liturghiile de Crăciun cu inițiative online sau televizate pentru a nu pune în pericol sănătatea credincioșilor. Comisia Europeană nu decide și nu poate impune nimic în sfera esențială a religiosului, poate doar emite recomandări legate de încurajarea și intensificarea protejării de noul coronavirus în viața socială din perioada sărbătorilor. Aceste recomandări în sine nu pot conduce discreționar la anularea sau transferarea în online a slujbelor de Crăciun. Responsabilitatea publică și perceperea sănătății celuilalt ca pe o problemă personală de natură spirituală sunt lucruri care, mai ales în actualul context, onorează în modul cel mai înalt. Ele trebuie asumate în mod practic de oricine are conștiința statutului său de creștin. În ciuda recomandărilor făcute de către Uniunea Europeană în ceea ce privește slujba de Crăciun, iată că oamenii consideră că cele sfinte sunt mai presus de orice virus. Pentru Litoral TV, Oana Jorloian.